CFR Cluj și nici la Craiova nu prea ai jucători. La CFR Cluj ai La Craiova am. La CFR, eu cu Damian suntem așa. Bine, dar n-ai jucători. Degeaba ești așa cu... Djokovic. A, cu Djokovic. Da. Dar ești jucătorul da. Tău? Nu am semnat atac, dar eu de foarte multe ori nu mai semnez cu jucătorii. Pentru când că am ajuns la nivelul ăsta când, dacă le aduc ofertă... Pe bună înțelegere, așa? Da, adică... Și când semnez cu un jucător, îți iei și bătaie de cap. Pentru că în fiecare zi te va suna. Când eu am ajuns la nivelul ăsta în care mi-aleg jucătorii și atunci dacă vorbesc cu Damian și spun Damian, ce bani vrei? Atât, bine, vezi că încerc eu să-ți găsesc echipă. În momentul în care vii cu echipa, jucătorul întotdeauna merge cu omul da, care are încredere. Și urmează și el interesul da, lui. Dar, mai puțin sentimental. Și... Da, dar nu știu, eu am avut cu toți jucătorii mei foarte, foarte puțin. Îi număr pe degete cei care au, nu știu, au trădat aiurea. În rest, n-am avut ce niciun fel de... Ce înseamnă au trădat? Au plecat în momentul în care i-am adus pe linia de plutire. Am luat de pe jos și i-am pus sus pe bordură. Golovka e unul dintre ei? Golovka este unul dintre ei. L-ai adus la FCSB și după aia... Și după aia, după aia l-am mai și salvat. De câteva ori din gura patronului, așa. Din mâinile patronului. Dar... Asta ține de caracter, asta ține de educație și nici nu mă mai supăr, nu știu. Ce bine, acum dacă ai așa mult jucător, dacă unul trădează, nu, deja nu mai contează. Nu mai contează și e, mă respir ușurat așa, că de multe ori pleacă bălările, adică se smulg singur.